Sunt convins că în județul Suceava instituțiile statului abilitate vor face ordine și vor arăta Sucevei ce, care și cum. În mod corect. În mod corect. Cu probe, așa cum trebuie să facă justiția. Făcând referire la alegerile din 2012, copreședintele PNL Suceava a subliniat că nu consideră că a fost bătut de Ion Lungu, cei învinși fiind, de fapt, cetățenii municipiului Suceava, lucru dovedit în timp. Acum 3 ani de zile am pierdut la 0,4%. A fost 49,6 la 50,04. Din cele 5.000 date, 1.000 l-au votat. Deci despre asta e vorba. Sunt convins că lucrurile se schimbau dacă eram două tururi, dar asta e viața. Mergem înainte. Vă reamintim că joi 4 iunie deputatul Ștefan Alexandru Băișanu și-a anunțat în mod oficial candidatura pentru ocuparea funcției de primar al municipiului Suceava.